Astăzi a fost inaugurată noua locație a Centrului de Transfuzii Sanguine din municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, s-a implicat în găsirea și amenajarea noului spațiu, un spațiu salubru adecvat activității medicale. Mă bucur că sunteți și dumneavoastră și colegele dumneavoastră, sunteți mulțumite de cum arată locația, de cum a fost amenajată. Sper să fie și un număr cât mai mare de donatori, pentru că e important că și pentru ei condițiile sunt decente și vin să doneze sânge într-o curățenie exemplară, în spații amenajate și dotate cum trebuie. În contextul în care Spitalul Județean de Urgență din municipiul Drobeta-Turnu-Severin a intrat într-un amplu proces de reabilitare, modernizare și extindere, Centrul de Transfuzii Sanguine a fost transferat într-o clădire care aparține de DGSPC Mehedinți. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a acordat întotdeauna atât sprijin cât și o atenție deosebită sectorului sanitar din județul nostru. Astfel, astăzi a fost inaugurat Centrul de Transfuzii Sanguine din municipiul Drobeta-Turnu-Severin, iar oamenii pot veni să doneze. În cauza faptului că spitalul a intrat într-un amplu proces de reabilitare și de modernizare pe mai multe proiecte pe fonduri europene, efectiv centrul de transfuzie sanguină nu a mai putut funcționa în vechea locație și am făcut mai multe demersuri, am încercat mai multe variante de a pune la dispoziție o nouă locație pentru a funcționa în condiții decente. Astăzi, după aproximativ o lună de zile de reabilitare a spațiului și încă o lună și ceva de mutarea întregii aparaturi, de introducerea curentului trifazic și alte demersuri administrative, putem spune că s-a mutat de ieri, că s-a deschis de ieri centrul de transfuzie sanguină în această nouă locație. Îi invit pe colegii mei din Consiliul Județean de la structurile pe care le avem în coordonare și pe colegii mei din PSD să vină să doneze sânge, pentru că e foarte important să aveți sânge la dispoziție. Chiar dacă Centrul Județean de Transfuzii Sanguine nu aparține de Consiliul Județean Mehedinți, președintele Aladin Georgescu a depus toate eforturile pentru ca aceștia să își poată desfășura activitatea în condiții salubre și într-un mediu adecvat activității medicale. Conducerea Centrului Județean de Transfuzii se arată mulțumită de noua locație, de un spațiu salubru unde donatorii pot veni pentru a-și ajuta semenii. Era absolut necesar să se găsească o nouă locație care să se și amenajeze și conducerea Consiliului Județean, domnul Aladin Georgescu, și conducerea DGASPC-ului, domnul Adrian Bidilici, au identificat și au amenajat acest spațiu astfel încât el să poată fi autorizat sanitar și să fie și vizibil pentru donatorii noștri, pentru a nu pierde donatorii. Directorul DGASPC Mehedinți, Adrian Bidilici, s-a implicat de asemenea în găsirea unei locații disponibile care să se preteze unei astfel de activități. Astfel, Centrul Județean de Transfuzii Sanguine a fost transferat în noua locație, mai exact fostul centru multifuncțional pentru tineri în dificultate din cadrul DGASPC Mehedinți. Noi, ca DGASPC, evident, nu aveam această obligație, dar nici nu puteam să stăm deoparte atunci când a venit această rugăminte din partea președintelui Consiliului Județean să identificăm un spațiu. L-am identificat, l-am reabilitat, l-ați văzut cum arăta la momentul în care am predat acest spațiu. Eu zic că arată foarte bine, că imaginile vorbesc de la sine. Și mai mult decât imagini, eu zic că reprezentanții Centrului de Transfuzii v-au spus, v-au explicat că se simt foarte bine în acest spațiu. Donarea de sânge este un act responsabil, umanitar și cu o puternică încărcătură civică, iar odată cu începerea activității Centrului Județean de Transfuzii în noua locație, severinenii sunt așteptați de astăzi să doneze sânge. Cel mai important beneficiu pentru sănătate atunci când donezi sânge este faptul că sângele tău poate salva 3 vieți.